Federația Română de Volei a anunțat componența lotului echipei naționale de juniori care va participa în luna mai la turneul de calificare pentru campionatul mondial. Din lotul antrenat de Vicențiu Dumitrescu fac parte 5 voleibaliști de la echipele Băimărene, 2 de la Universitatea Cluj și câte unul de la Unirea Dej și Remat Zalău. Știința Explorări Baia Mare este formația cu cea mai bună reprezentare în lotul echipei naționale de junior pentru voleibaliști, fiind convocați de Vicențiu Dumitrescu la lot, coordonatorul Dragoș Răileanu, Universalul Andrei Weber, Centrul Vlad Cuciureanu și liberoul Roland Boalog, cărora li se alătură un alt voleibalist din Maramureș, Mihai Tarsa de la CSS Ucro Baia Mare. Universitatea Cluj a transmis la Național în acest an 2 juniori, pe coordonatorul Andrei Georgescu și extrema Gabriel Kerbeleață, în timp ce Unirea Dej îl are la Naționala de junior pe Universalul Andrei Grigoraș, iar Remat Zalău pe extrema Mihai Ciupen. Naționala de junior a României, alcătuită din jucători născuți după ianuarie 1991, va face parte din grupa preliminară A la turneul de calificare pentru campionatul mondial. Din grupa României mai fac parte Polonia, Danemarca, Franța și țara gazdă Bulgaria. Meciurile urmând să se dispute în perioada 18-22 mai. La campionatul mondial, care va avea loc în luna august în Brazilia, se vor califica direct câștigătoarele celor 4 grupe preliminare. A cincea echipă calificată urmând să fie cea mai bună dintre cele clasate pe poziția secundă în grupe.